fost atmosfera noaptea trecută în clubul de la Miove. Unele au petrecut pe muzica idolilor. Pentru mulți, Elvis e chiar un mod de viață. Sunt foarte 20 de ani și chiar nu puteam să-l uvin. Am fost cel mai mare artist, după părerea mea, de-a tuturor, după cum vedeți, lumea să distrează. Pentru toți banii din lume, spuneți la cu un costum nou-nouț, identic cu cel purtat de Presley la multe concerte, sosia din Mioveni a cântat cele mai cunoscute piese. Elvis de Mioveni spune că e din ce în ce mai greu să organizeze spectacolul, dar nu se lasă. Un trubadur, o chitară și iată că am aproape 30 de ani de cât am urcat pentru întâia oară pe o scenă și vreau ca și la 100 de ani să fiu pe scenă, bineînțeles, atâta timp cât publicul va fi alături. Ca la orice aniversare, invitații au primit șampanie și bomboane. Nu au lipsit nici artificiile aprinse lângă statuia lui Elvis, care străjuiește intrarea în Mioveni.